Alegerile locale din 27 septembrie reprezintă în momentul de față singura preocupare a oamenilor politici. Deputatul PSD Daniela Oteșanu crede că acum, cu două săptămâni înainte de începutul bătăliei electorale, este prematur să se gândească la viitoarele alegeri parlamentare sau la o posibilă candidatură. Astăzi mă preocupă alegerile locale și câștigarea lor. Nu mă gândesc acum la alegerile parlamentare, după cum cred că niciunul dintre noi, indiferent că suntem PSD sau alt partid, ar trebui să se gândească la ceea ce se întâmplă concret astăzi, pentru că alegerile sunt deosebit de importante. Întrebată de redacția Antena 3 Vâlcea despre locul pe care crede că îl va ocupa pe listele Partidului Social Democrat la următoarele alegeri parlamentare, deputatul PSD ezită să vadă mai departe de ziua rezultatelor de la locale. Alegerile locale cumva dau o configurație alegerilor parlamentare și nu putem sau eu nu pot permite ca astăzi să vorbesc despre o posibilă candidatură sau despre alegeri parlamentare fără ca alegerile locale să fie avut loc și să știm un rezultat. Anul acesta, data alegerilor parlamentare va fi stabilită de către Parlament cu cel puțin 60 de zile înaintea votării prin lege organică.